Rănile iubirii, de Eliana Popa. Azi am să vă spun o pildă de demult, din vremi uitate, cu un soldat ce-și ducea viața doar în pofte și păcate. Avea o soție bună, credincioasă și cu minte, îl tot sfătuia de bine cu o dragoste ferbinte. Biruit de-a ei virtuți, că femeia e o minune, începu să țină post și învăță și o rugăciune. Astăzi una, mâine două, prinse drag de cele sfinte. O cinstea pe Maica Sfântă și-l avea pe Domnul în minte. Și într-o zi din postul mare, când stătea la rugăciune, i-a fost rânduit să vadă o preaslăvită minune. Căci privind către icoană, vede pruncul cu răni multe, sângele curgea din ele, parcă atunci au fost făcute. S-a înfricoșat soldatul și cu inima îngrozită, a început să strige tare la măicuța prea iubită. Maică sfântă, milostivă, sunt un mare păcătos, cere milă și îndurare pentru mine la Hristos. Și o voce din icoană îi răspunse cu mâhnire: voi din buze îmi spuneți, Maică, doar când vreți milostivire. Dar prin fapte de rușine și prin grelele păcate, voi nu mă cinstiți ca Maică, aveți sufletele moarte. Omul, auzind aceasta, a început cu foc a plânge: nu mă lepăda, stăpână, câte răni și ce mult sânge. Acum văd, al meu păcat e un șarpe veninos. E o rană care mușcă trupul sfânt al lui Hristos. Și aude pe fecioară glăsuind spre pruncul sfânt. Vocea ei părea că aduce întreg raiul pe pământ. Fiul meu iubit și dulce, pentru dragostea ce-mi porți, miluiește-l pe acesta, cum i-ai miluit pe toți. Ce m-au luat mijlocitoare și au venit cu lacrimi multe, precum se întorc în staul toate oile pierdute. Fiul meu, nu-ți cer să-l judeci după lege și dreptate, judecă-l cu mare-ți milă și cu sfânta-ți bunătate. Domnul i-a răspuns mâhnit, cu durere și oftat: